În trecut, locul preasfânt separa poporul de Dumnezeu printr-o perdea. Doar o dată pe an, marele preot intra și oferea sacrificiile pentru iertarea păcatelor poporului. Dar când Domnul Iisus, care este marele preot al nostru, a murit pe cruce, perdeaua care ne separa a fost ruptă de sus în jos, lăsând așa calea liberă tuturor pentru a intra în prezența lui Dumnezeu. Așadar, fraților, întrucât îndrăznim să intrăm în locul preasfânt prin sângele lui Hristos, prin calea cea nouă și vie pe care El a deschis-o pentru noi prin draperie. Dar totuși, mulți în zilele de astăzi sunt separați de Dumnezeu. Ce vă separă pe dumneavoastră de Dumnezeu? Calomniile și încercările? Situații și preocupări pe care viața vi le-a prezentat? Gânduri negative? Propuneri pe care lumea vi le oferă? Ce vă separă de Dumnezeu? Miercuri, mare slujbă a ruperii perdelei. Scrieți pe o hârtie tot ceea ce vă separă de Dumnezeu și momentul ruperii perdelei, mari minuni se vor întâmpla și în principal primirea Duhului Sfânt. Miercuri, în lăcașul credinței din Cluj-Napoca, strada Ploiești, numărul 51, fostul cinema Steaua Roșie.